dacă în această dimineață cineva ar veni în locul acesta să ne dea un test și testul acesta să pună în fața noastră problema enumerării unor minuni pe care le-a făcut Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos în istoria biblică, sunt convins, frați și că fiecare dintre noi am avea ceva de spus, Bună oară, poate unii dintre noi am trece pe lista asta minunea pe care a făcut-o Dumnezeu la creație. Ce ziceți? Este asta o minune a lui Dumnezeu? Să fie totul un haos și Dumnezeu din cer doar să zică. Și să apară cer, pământ, lună, soare, stele și toate celelalte. E minunea lui Dumnezeu, nu? Poate că pe lista asta îmi trece, bună oară, minunea pe care a făcut-o Dumnezeu la Marea Roșie. Dintr-o dată, când Moise a întins toiagul acela peste mare, marea aceea s-a despicat. O parte din apă au fost la stânga, altele la dreapta și au trecut evrei ca pe uscat. Așa spune Biblia. E minune, nu? Și multe alte minune aș putea să spun sau am putea să spunem pe lista asta din ce a făcut Dumnezeu sau din ce a făcut Domnul Isus Hristos? Cartea aceasta este o carte a minunilor. Dar ce ziceți dumneavoastră dacă eu aș trece pe lista asta ca mare minune a lui Dumnezeu constituirea unui popor? Dintr-un om aproape mort, zice Biblia. E minunea lui Dumnezeu. Și când spune Sfânta Scriptură lucrul acesta sau face această afirmație, se referă la Avram un om aproape mort, a ieșit o națiune, atât de numeroasă ca stelele de pe cer, ca de pe malul mării, care nu se poate număra. E asta minunea lui Dumnezeu. Amen. Slavă Domnului minunea lui Dumnezeu. Dar dacă vă spune că dintr-un om mort a ieșit un neam foarte mare și Biblia numește neam sfânt, care se cheamă Biserica lui Dumnezeu. E asta minune, frații mei, sau nu e minune? Când spun o mort, mă refer la omul Isus Hristos. Mort și în înviat după Scripturi. E minunea lui Dumnezeu biserica, nu este invenția unui om. Nu este abilitatea cuiva de a strânge oameni, de a le insufla o anumită filozofie și de a-i face să meargă pe un anumit drum. E minunea lui Dumnezeu din ceruri. Și caracteristica principală a Bisericii lui Dumnezeu este ceea ce Sfânta Scriptură numește unitate. iar e minune. Adică oameni din uh, orice neam, din orice limbă, uh, poziții sociale diferite, culturi diferite, vin toți împreună. Chiar credeți că așa de simplu este să adun oameni așa de diferiți? Să pui american, să pui arab, să pui evrei. Să pui români, să pui unguri, să pui țigan Împreună, e simplu asta Și mai mult decât atât să-i pui împreună Și să se creeze o legătură care Biblia o numește unitate E chiar așa de simplu lucrul acesta E minunea lui Dumnezeu Numai că Domnul Iisus Hristos a, a realizat că Unitatea asta, dragii mei, nu e chiar așa de simplu de obținut și pe lângă asta nu e chiar așa de simplu de păstrat. De aceea Domnul Iisus Hristos a stat înaintea Tatălui din cer și a zis Dumnezeule sau Tată, te rog să-i faci să fie una. Pentru că lupta celui rău, dragii mei, bătălia lui în lumea aceasta cu Biserica lui Dumnezeu este să, să ne divizeze, să ne împrăștie, să ne împartă. Aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost dus la, la moarte, a fost răstignit, ce s-a întâmplat cu ucenicii a fost să se împrăștie. Ceea ce a lucrat Domnul Iisus Hristos trei ani și jumătate să-i adune, să-i strângă, să închege legături, dintr-o dată s-a spulberat. Ei au fost împrăștiați peste tot. Și după învierea trebuie să meargă să se adune din nou. Așa spune Biblia, nu? Înseamnă că, dragii mei, Unitatea asta care e minunea lui Dumnezeu trebuie păstrată cu ajutorul lui Dumnezeu și trebuie urmărită. Și din cauza aceasta, în această vreme, vrem să recuperăm această valoare apostolică, unitatea în biserica lui Dumnezeu. Mă rog, Domnul Dumnezeu să ne ajute. Amen. Mai întâi de toate, dragii mei, unitatea asta este generată de o compatibilitate spirituală. Noi suntem așa de diferiți, spuneam ceva mai înainte. Suntem din neamuri diferite, suntem din limbi diferite, culturi diferite, poziții sociale diferite. Și cu toate acestea avem ceva în comun. Compatibilitate înseamnă, printre altele, un fel de potrivire. Și dumneavoastră care sunteți în locul acesta astăzi, frați și surori, simțiți că vă potriviți cu cei care sunt aici în Biserica lui Dumnezeu? Sau nu vă potriviți? Așa de diferiți suntem. Atâtea gânduri avem, atâtea gânduri diferite avem, preferințe diferite avem, simpatii, dragii mei, diferite. Și cu toate acestea trebuie să fie ceva care să ne facă, dragii mei, compatibil, să ne potrivim. Și poate vă întrebați în această dimineață ce ar trebui să ducă la această compatibilitate spirituală. Haideți să vă citesc cum pune Apostolul Petru problema. Ascultați. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind. Cum? Ca frații. Frații mei, această relație nu este pentru că ne-am trezit noi într-o zi să ne spunem frați. Noi chiar suntem frați. Sau chiar ar trebui să fim frați. Nu ne numim frați. Mă înțelegeți, frații mei? Că nu pot să mă duc pe stradă să întâlnesc pe un străin să spun tu ești fratele meu. Ar zice că s plecat un pic de acasă. Și cu toate acestea, noi oameni din locul acesta, cu mintea sănătoasă, cu mintea întreagă, ne spunem unii altora, frați, de ce, dragii mei? Ce realizează această relație frate-soră? Ce anume? În mod fizic, noi suntem frați dacă ne naștem din aceiași părinți, nu? Atunci suntem frați. Din punct de vedere spiritual, noi suntem frați dacă ne naștem din Dumnezeu. Nu că mergem la aceeași biserică. Nu că ne-am botezat în același bazin sau în același râu. Nu că spunem deodată tot felul, dau același fel de rugăciuni. Nu, dragii mei, noi suntem frați dacă ne-am născut din Dumnezeu. Nu din voia firii vreunui om, nici din alte calcule, ne-am născut din Dumnezeu. E când suntem așa, e o compatibilitate spirituală. Pentru că s-a întâmplat ceva înăuntru nostru, în ființa noastră. Fratele Samir zicea mai înainte că asta se cheamă naștere din nou sau naștere de sus, naștere din Dumnezeu. Frații mei, în această dimineață, dacă vrem să recuperăm valoarea asta, trebuie să ne întrebăm: suntem născuți din Dumnezeu? Sau nu suntem născuți din Dumnezeu? Compatibilitatea noastră spirituală este dată de această experiență spirituală. Dar compatibilitatea, dragii mei, spirituală mai este dată de ceva. Este dată de atitudinea unitară asupra crezurilor esențiale. Credem toți la fel, ni se spune mai înainte lucrul acesta. În ceea ce privește crezul esențial. Bunară, dumneavoastră credeți că Dumnezeu este unul. Așa cum zice Biblia. Dumneavoastră credeți că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și mântuitorul nostru personal? Credeți lucrul acesta? Slavă Domnului! Dumneavoastră credeți că sângele Domnului Isus Hristos ne curățește de orice păcat? Dumneavoastră credeți că făgăduința asta este pentru noi toți? Că Dumnezeu trimite Duhul Său Cel Sfânt peste cel care crede, să locuiască în El, să-l călăuzească în tot adevărul? Credeți lucrul acesta? Dacă nu credem la fel, mi se spune mai înainte și -o spun la fel și eu același lucru, nu avem cum să fim una. Nu-i compatibilitate, nu ne potrivim. Dacă avem aceleași crezuri esențiale, dragii mei, ne potrivim, suntem compatibili, mergem înainte ca o unitate, dragii mei, obținută de la Dumnezeu din cer. Dar compatibilitatea noastră, dragii mei, nu este dată doar de faptul că uh, suntem născuți din Dumnezeu sau avem uh, o atitudine unitară față de crezuri esențiale trebuie să avem și toleranță față de părerile neesențiale. Și vă întreb dacă se întâmplă lucrul acesta. Adică acele lucruri care nu sunt, mă rog, din Biblie, absoluturi din Scriptură. Bună ori, vreau să vă întreb, e bine să se cânte în biserică cu fanfară? Unii ziceți da, și alții nu prea ziceți da. Dar e o problemă esențială asta sau nu e esențială? Ne duce asta în rai sau nu ne duce asta în rai? Ei, frații mei, trebuie să fim îngăduitori cu alții. E bine să cânte corul în biserică? Știți că există biserici care au scos corul afară din biserică. Am rămas surprins să aud lucrul acesta. Dar există. Laudă și închinare doar. Numai asta trebuie să fie în biserică. Corul nu are ce căuta în biserică. Auziți? Ei, dragii mei, corul are locul lui. Fanfara are locul ei. Amin. În lucrurile neesențiale, în părerile astea neesențiale, trebuie să fim îngăduitori. Câți oameni trebuie să iasă aici în față când se conduc în în comun? Unu sau mai mulți? Arătați-mi din Scriptură. Câți frați mei? Poate unul, poate mai mulți. Nu e un lucru esențial. Dar trebuie să fim îngăduitori, mă înțelegeți? Dacă nu suntem îngăduitori unii cu alții, nu avem compatibilitate, nu ne potrivim. Spune Apostolul Pavel, unul crede că poate să mănânce de toate, altul mănâncă numai verdețuri. Care are dreptate? Amândoi. Dar fiți îngăduitori, zice Pavel. Unul crede că toate zilele sunt la fel, altul zice, nu, există zile speciale. Care are dreptate? Deci, fiți îngăduitori unii cu alții, zice Biblia. N-avem cum să realizăm unitatea dacă nu suntem compatibili în astea. E foarte important lucrul acesta. Primul lucru pe care îl spun în această dimineață pentru recuperarea unității apostolice este că trebuie să existe compatibilitate spirituală, născuți din Dumnezeu, atitudine unitară față de crezurile esențiale și toleranță față de părerile neesențiale. Nu vă luați la ceartă cu părerile, la părerile îndoielnice, ce zice Biblia. Al doilea lucru, unitatea aceasta apostolică este generată de aportul fiecăruia. Fiecăruia. Și Apostolul Petru zice așa, ascultați, încolo toți, toți a cui este responsabilitatea în biserică pentru unitate? S-ar putea să zică cineva și, mă rog, poate că și experiența arată uneori lucrul acesta, a păstorului și a conducerii bisericii. E o responsabilitate. Dar știți că fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul la unitatea bisericii? Știți? Fiecare! Un frate păstor a fost întrebat odată, frate păstor, Câți membri activi ai în biserică? De obicei când se pune întrebarea asta, se referă întrebarea asta la câți oameni participă la slujbe și câți sunt implicați. Nu cei care stau pe acasă și se uită pe internet în fiecare duminică sau vin la pași la Crăciun. Câți sunt activi? Nu, că păstorul ăsta a răspuns cam așa. Zice, frate, toți sunt activi. O parte lucrează alături de mine. Și o parte lucrează împotriva mea. Frații mei, ne vine să zâmbim. Dar așa se întâmplă. E adevărat sau nu e adevărat? O parte lucrează alături și o parte lucrează împotrivă. Ei, dacă lucrezi împotrivă, cum mai putea să-ți aduci aportul la unitatea Bisericii lui Dumnezeu? Și nu uitați, în această dimineață a, 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 accentuez foarte tare lucrul acesta. Unitatea este realizată de aportul fiecăruia. Frate Patrick, aportul tău e important. Frate romii, e important aportul tău? Sora Natalia, e important aportul tău? Aportul fiecăruia e important. Voi toți, spune Apostolul Petru, când zic așa, eu și dumneavoastră trebuie să, să ne punem întrebarea asta: care este aportul meu la unitatea acestei biserici? Răspundeți-vă la această întrebare. Care este aportul? Cu ce contribuiți? Sau cu ce contribuie eu la unitatea apostolică a acestei biserici? Care este aportul meu? Câți dintre dumneavoastră vă rugați serios pentru unitatea bisericii? Credeți că în felul acesta putem contribui la unitatea bisericii? Credeți? Dar ziceți, poate nimeni nu mi-a mi spus că trebuie să mă rog pentru unitatea bisericii. Ba da, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut-o, El este un model pentru mine. Și aici. Și li se spunea mai înainte că Domnul Iisus Hristos a stat înaintea Tatălui și a zis, Tată, te rog să-i faci să fie una. E aportul meu, Tată din ceruri, te rog să faci biserica asta să fie una. Te rog să faci slujitorii tăi să fie una. Te rog să faci corul să fie una, să faci fanfara să fie una, corul tinerilor să fie una, învățătorii de școală duminicală să fie una. Credeți că e aportul nostru să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu în felul acesta, frații mei? Te rog, Dumnezeule, să faci să fie una biserica asta. Dacă nu ne împrăștiem. Și nu există banchet mai mare pentru diavolul decât să știe că o biserică s-a divizat. Aia e sărbătoare pentru el. De aceea, dragii mei, aportul meu și aportul dumneavoastră trebuie să fie acesta, să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, fă ca biserica asta să fie una înaintea ta. Dar aportul meu nu se rezumă doar la atât. E și ceva un pic mai, mai concret. Aportul meu înseamnă să-mi fac o verificare personală, să mă analizez. Și poate întrebați ce anume să analizez. Știți ce să analizez? Să analizez cum mi inima. Știți că divizarea de obicei apare de la inimă? Spunea sau scria autorul Epistolei către Evrei la capitolul 3 Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu. Ori vă întreb, inima rea vă desparte doar de Dumnezeu? Sau inima rea vă desparte și de frați. Și atunci când eu stau să mă analizez, stau înaintea lui Dumnezeu să văd cum mi inima, cât de rea mi inima mea. Că sunt oameni, zice în cartea psalmilor, care vorbesc de pace și în inimă au răutate. Și în modul cel mai serios, dragii mei, oricâte măști ne-am pune noi pe figură să părem zâmbitori în biserică și să arătăm frumos, înaintea lui Dumnezeu trebuie să stăm să vedem cum ne inima, câtă răutate avem în inimă. Că inima rea mă desparte de Dumnezeu și mă desparte de biserica lui Dumnezeu. Și din Cauza asta, n-am cum să fiu una cu Biserica lui Dumnezeu. Și aportul meu este important la unitatea Bisericii, dragii mei. Oricine aș fi în Biserica asta, orice vârstă aș avea, orice slujbă, orice implicare, aportul meu este important cu minima. După ce Iehu a primit ungerea din partea lui Dumnezeu să fie un fel de lider și a primit și o misiune specială ca să aducă judecata lui Dumnezeu peste casa lui Ahab. Spune Sfânta Scriptură că în procesul acesta al deplasărilor lui, când se ducea într-o parte și alta să judece în toate părțile, s-a întâlnit cu Ionadab, fiul lui Recab. Ăsta e așa înainte. Și din carul lui, Iehu i-a pus următoarea întrebare. Inima ta este tot așa de curată față de mine, cum este inima mea față de tine? Ce a zis Ion Adab? Este. Știți care a fost gestul următor pe care l-a făcut Iehu? I-a întins mâna și a zis, urcă cu mine în car. Doi oameni au putut merge împreună în același car din cauza inimii. Mă auziți? O mie de oameni pot merge împreună în același car în același loc, în aceeași biserică, din cauza inimii. Și doi oameni trebuie să meargă pe drumuri diferite, nu pot merge pe același drum, tot din cauza inimii. m zis frații mei? Problema este inima. Inima mea este la fel de curată? Inima ta e la fel de curată? E întrebarea pe care trebuie să ne punem astăzi. Cum ne inima? Cum ne inima înaintea lui Dumnezeu? Luați seama ca nici unul să n-aibă o inimă rea, frații mei. Să n-aibă o inimă rea. Orice inimă rea ne desparte de Biserica lui Dumnezeu. Și nu pot aduce aportul meu personal la unitatea Bisericii lui Dumnezeu. Ori asta este datoria mea. Încolo toți Zice Apostolul Petru. Fiecare. Aportul meu personal, dragii mei, este rugăciunea și este verificarea personală a inimii mele. Dar aportul meu personal mai înseamnă și să militez pentru pace. Haideți să vă citesc versetul 11: Să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Credeți că e chiar așa de simplu să cauți pacea și să o urmărești, frații mei? E simplu? Câți din locul acesta ar putea zice eu sunt un militant pentru pace? Câți am putea zice? Că să faci război este foarte simplu. Să prinzi un foc mare, dragii mei, îți trebuie o limbă care aprinde repede un foc mare, zice Biblia, da? Dar să faci pace, nu e chiar așa de simplu. Ori, dragii mei, aportul meu la unitatea apostolică a bisericii este uh, dat și de căutarea păcii. Militez pentru pace. Întrebarea este, chiar așa suntem? Cum ar trebui să militez pentru pace? Dragii mei, Milităm pentru pace ori de câte ori încercăm să evităm tensiunile în biserică. Să evităm confruntările. Să fugim de confruntare. E foarte simplu să cauți confruntare. E foarte simplu să încerci să răspunzi cu aceeași monedă. Eu primesc tot felul de e mail de la tot felul de oameni care mai de care mai provocatoare? Credeți că eu nu sunt om și n-am fost ispitit să răspund cu aceeași măsură? Dragii mei, dar nu mai sunt un militant pentru pace dacă în fiecare zi caut să răspund confruntărilor. Am învățat de la cineva, dragii mei, mai deștept decât mine, specialist într-un anumit domeniu, care spune așa, evită-i pe oamenii care îți fură pacea sufletească. Evită-i! Ai nevoie de pace sufletească. Și sunt oameni specializați în a-ți fura pacea sufletească. Evită-i, evită confruntările. Că ești un militant pentru pace. Sau trebuie să fii un militant pentru pace. Trebuie să nu cauți răzbunare. Zice aici, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Și acum devin poate puțin vulnerabil și Vă spun ce n-am mai spus niciodată în locul acesta. Am și eu pe cineva care de ani buni mă calomnează în toate felurile. În toate felurile. Postează tot felul de minciuni pe internet. Și am fost ispitit să răspund. Și au fost apropiați, au fost colegi de-ai mei care mi-au zis deschide proces în instanță. Să plătească pentru asta. Bun, dar dacă fac lucrul acesta, în ce spune Biblia aici, nu întoarceți rău pentru rău, nicio cară pentru o cară. Pierd acea fericire pe care o zice Biblia, ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Pierd fericirea asta. S-ar putea să câștigă în instanță ce? Apărarea onoarei sau numelui sau imaginii. Și am zis, e un fel de șimei al zilelor noastre. Și am zis, să mă apere Dumnezeu. Dar e amară fericirea asta, dragii mei. Când vine eu și îți spune, uite ce a scris, uite ce s-a zis, uite ce a făcut, uite... E amară fericirea asta. Dar într-o zi gust dulceața asta, într-o altă zi. E dacă vrei să, să militezi pentru pace, trebuie să eviți confruntările, trebuie să eviți răzbunările. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care te apără, nu azi, nu mâine. Zicea David când a venit un, un unul de-a lui, de lasă-mă să mă duc să-i dau o lovitură la și mei. A zis David, dar poate Dumnezeu l-a pus să facă asta. Lasă-l în mâna lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu l-a pus să facă asta. Nu e chiar așa de simplu. E o bătălie cu tine însuți. E o bătălie cu firescul din tine care te împinge să faci tu cum face toată lumea. Numai că Biblia mă învață să fac așa cum a făcut Hristos. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Unitatea apostolică este generată de o compatibilitate spirituală. Este, dragii mei, realizată de aportul fiecăruia, rugându-ne, analizându-ne, milităm pentru pace. Dragii mei, în Vechiul Testament stă scris că într-o zi Maria, sora lui Moise, Maria cu S-au ridicat să... Dar se pare că Maria era cea care vorbea. A vorbit împotriva lui Moise. Și a zis așa cumva, să o creadă el că numai prin el vorbește Dumnezeu. A, prin noi nu vorbește Dumnezeu? Și e ceva acolo extraordinar de important ce zice Biblia. Dumnezeu a auzit-o. Dar vă întreb, Moise, credeți că a auzit-o? Credeți că a auzit-o, Moise? Sigur că a auzit-o. Că din cauza asta intervine comentariul biblic Moise, însă, Moise era un om foarte blând. Cel mai blând de pe fața pământului. Adică nu i-a răspuns sorei lui la critică și la. la... Nu s-a răzbunat. A, a auzit și el cum, cum, cum îl critică. Sora lui se ridică împotriva. Le auziți? Și îl critică și îl vorbește poate în toată tabăra. Dumnezeu a auzit-o. Și culmea Moise n-a zis nimic. Nu și-a apărat pricina, nu mai zice Scriptura, Dumnezeu i-a chemat pe câtești trei la cort. A intervenit Dumnezeu. Poate nu l-a auzit după ce a zis Maria, nu la două zile, poate la o săptămână, poate la două, poate la nu știu câtă vreme. Dumnezeu a intervenit când a vrut ea și a zis, veniți toți trei la cort. Și a început Dumnezeu să vorbească cu Maria. Și când vorbește Dumnezeu de pe poziția asta, te doare tare. Și o spune Sfânta Scriptură că în momentul în care a plecat Maria dinaintea lui Dumnezeu, a fost albă de lepră. Ca așa îi apără Dumnezeu onoarea lui Moise. Unitatea apostolică este generată de compatibilitate spirituală, este realizată de aportul fiecăruia. Și, dragii mei, cât mai pot să spun încă vreo câteva minute, în altele rând, unitatea apostolică este rezultatul unei evaluări corecte. Evaluări corecte pe care ți-o faci ție și pe care o faci celorlalți din comunitate. Știți că la un moment dat niște trimiși ai fariseilor, al preoților s-au dus la un botezător să se pună întrebarea cine ești tu, ce zici tu despre tine însuți. Dacă ar veni cineva să vă întrebe, frate și surori, ce ziceți dumneavoastră despre dumneavoastră, ce ați zice? Pe cine sunteți? Ești Cristosul? A sună bine. Ești Ilie? Și asta sună bine. Ești Ieremia? Ești unul dintre profeți? Toate sună bine. Că erau niște repere în Israel, și omul ăsta care s-a analizat pe sine a zis, nu nici asta, nu nici asta, nici ăsta. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Atât sunt. Când te analizezi pe tine, trebuie să o faci să vezi dacă ai o atitudine smerită. Zice aici Apostolul Petru, ascultați. Iubind ca frații miloși, smeriți. Și smerenia nu prea este căutată în zilele noastre, frații mei. Smerenia este ceva care vine din cer. Dumnezeu în Hristos ne-a învățat ce înseamnă smerenia. În lumea antică, dragii mei, cineva care zicea ceva de felul acesta era considerat foarte slab. Și a venit Hristos să ne învețe ce smerenia și să zic că învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Dacă vreau să mă unesc cu Biserica lui Dumnezeu, trebuie să n-am o părere prea înaltă despre mine. Nu-i simplu nici asta. Că trebuie să te bați cu tine însuți, cu firea ta pământească. Să n-ai o părere prea înaltă, să nu fii mândru. E păcatul care l-a doborât pe diavolul, și e păcatul care a doborât mulți oameni în istorie, mulți creștini în istorie. Trebuie să fii smerit învățând de la Hristos. Pentru că, dragii mei, cel mândru e un om nemulțumit întotdeauna. Și, dragii mei, cei care sunt tot timpul nemulțumiți, cu asta au o problemă. Cu asta au o problemă. Le place să caute vină la toți singurii care n-au nicio vină sunt ei. Dragii mei, oamenii care sunt mândri sunt puși pe ceartă tot timpul. Știți că în Scriptură se vorbește de oameni de felul acesta care sunt puși pe ceartă? Certăreți. Cum să fii unit cu Biserica lui Dumnezeu? Dacă în loc să fii smerit, ești mândru, tot timpul cauți, baci de vină, tot timpul te cerți cu toată lumea. Cum să fii unit cu Biserica lui Dumnezeu? De aceea trebuie să te evaluezi corect. Dacă ai descoperit cumva că suferi de boala asta mândrie, trebuie să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să te evaluezi corect și pe ceilalți. Să nu te uiți de sus la ei. Zicea fariseul, îți mulțumesc Dumnezeu că nu sunt ca ceilalți oameni, adică eu sunt un cap mai sus decât ei. Nici măcar ca avameșul ăsta. S-a cineva la un frate și a zis, despre o familie. Știi, familia aceea nu face parte din clasa noastră socială. Adică noi suntem mai sus. Nu, nu. Aici nu este sus și jos. Aici Hristos trebuie să fie totul în toți. Chiar dacă sunt poziții sociale dincolo de zidurile acestea, chiar dacă, dragii mei, niveluri de pregătire diferite, nu contează asta, Ceilalți sunt frați și surori în Hristos. Și suntem unii mădulare altora și ne învață Scriptura că trebuie să ne susținem unii pe alții. Amen. Asta e atitudinea corectă când mă evaluez corect și când evaluez pe celălalt corect. Începem să ne implicăm, dragii mei, să ne susținem, adică participăm împreună la acțiuni. Se spune în carte faptele Apostolilor că și duceau verile pentru că erau săraci între ei. Și culmea, surpus unora acoperea lipsa celorlalți. Și spune Biblia, nimeni nu ducea nicio lipsă. Credeți că o biserică unită, dragii mei, participă la acțiuni de felul acesta? Vreau să vă apreciez în această dimineață Biserica lui Dumnezeu. Anul trecut când s-a făcut strângerea aceea de ajutoare pentru cei de la Galați care au suferit din cauza inundațiilor. din informațiile pe care le-am, biserica noastră a făcut cea mai mare strângere de ajutoare din țară. Domnul să vă răsplătească pentru asta. Pentru că o biserică unită se implică în acțiuni de felul acesta. Se susțin, dragii mei, când Petru a fost închis în temniță, spune Biblia, biserica lui Dumnezeu se implica în problema lui. Și stătea undeva într-o casă, noaptea, rugându-se lui Dumnezeu, pentru omul ăsta care era în temniță și avea perspectiva morții mâine dimineață. Și vă întreb, pentru că biserica a fost unită, a fost, a fost rezultate acolo spre surprinderea lor, în noaptea aceea, spre dimineața, a bătut Petru la ușă și a uimit pe toți prezența lui, pentru că Dumnezeu l-a scos din lanțuri și l-a dus acolo ca dovadă a faptului că ei s-au implicat în problema acestui om și s-au rugat una înaintea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să o împresc aici, mei, pentru că timpul deja a trecut. Suntem chemați să recuperăm unitatea apostolică. Nu să rămână aici în carte, ci să fie între noi. Trebuie să fim născuți de sus, din Dumnezeu. Amen. Nu doar trecut printr-o apă a botezului, ci născuți din Dumnezeu. Trebuie să avem, dragii mei, aceeași abordare a crezurilor esențiale și să fim îngăduitori în cele neesențiale. Trebuie să ne aducem aportul fiecare, frații mei. Trebuie în biserica aceasta să fim toți activi, nu unii de o parte și alții împotrivă, ci activi în sensul să ne aducem aportul la unitate, rugându-ne, militând pentru pace, și trebuie, dragii mei, să ne evaluăm corect în lumina lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta.